Stimați prieteni, bună ziua! Astăzi vă invit la cea de-a 33-a ediție a analizelor economice și aș dori să discutăm un subiect destul de interesant și, pot spune, chiar captivant, care merită atenția din partea noastră, mai mult că atâta merită explicații, deoarece pentru unii ar părea stranii cifri care v-au dat, dar asta este o realitate. În Republica Moldova, în trimestrul 3 al anului 2021, în plină pandemie, avem cel mai mic număr de șomeri înregistrați din toată istoria noastră, iar rata șomajului a ajuns la nivelul de 2,5%, care este cel mai scăzut nivel din toată Uniunea Europeană și din toată Europa. Deci nici într-o țară din Europa nu găsești așa o rată a șomajului de mică. O țară care are o rată aproximativ ca noi este Olanda cu 3,1%, iar media europeană este 6,7%. Mai mult ca atât, în perioada de pandemie, noi am înregistrat în toată Europa o creștere a ratei șomajului, lucru care de fapt este și evident trebuie să întâmple. În Republica Moldova, paradoxal, numărul de șomeri în pandemie a scăzut spre surprinderea atât a noastră experților, cât și a Guvernului Republicii Moldova. De ce s-a întâmplat acest lucru? Care este cauza? Ce înseamnă aceste cifre? Astăzi vreau să discutăm și sper că ne va fi util pentru toată lumea. Dar mai întâi să trecem la rata șomajului. Dacă vă uitați atent în Republica Moldova, rata șomajului întotdeauna n-a fost una foarte mare. Noi avem țări în Europa unde rata șomajului este destul de ridicată, iar în Moldova a fost întotdeauna oscila 6-7%. După 2019 la noi s-a modificat puțin metodologia de calculare aceste rate, dar dacă vă uitați atent, în 2019 noi am avut o rată de șomaj de 5,1%, în 2020 a venit criza pandemică. Vreau să reamintesc pentru cei care au uitat, guvernul atunci, dar nu doar guvernul, că acum nu este corect să vinovățăm și guvernul, și noi experți anticipam că numărul de șomeri în Republica Moldova se va tripla și vom ajunge la peste 100.000 de șomeri. Drept rezultat pentru a preveni această situație neplăcută, guvernul a planificat peste 120 de milioane de lei care trebuiau să fie plătite șomerilor, care, încă o dată, repet, atât experți cât și guvernul considera că vor fi peste 100.000. Din ce cauză? Ceva similar, nu în așa proporții de mari, s-a întâmplat în 2009-2010, când după criza din 2008-2009 la noi a crescut rata șomajului. Guvernul a pregătit banii, i-a alocat. Ceea ce a urmat mai departe a fost o surpriză pentru toată lumea, la noi numărul de șomeri, contrar la tendințele din Europa, nu doar că n-a crescut, dar chiar a scăzut, și acele 120 de milioane de lei care guvernul a planificat de a fi plătit la șomeri, n-a mai fost nevoie, deoarece noi pur și simplu n-am avut șomeri. Toată lumea cred că acum întreabă, cum e posibil așa ceva? De unde ați luat? Cum e posibil într-o țară unde oamenii nu au de lucru, într-o țară unde situația este atât de precară, să nu avem șomeri? Asta vreau astăzi să o discutăm, dar începem, cum am spus, la niște cifre foarte interesante. Pe lângă rata șomajului, care nu ne spune prea multe, vă uitați, 5,1%, 2,5%, aș vrea să vă uitați și la numărul de șomeri real care avem noi, pentru ca să ne creăm o impresie despre ce avem noi. Să ne întoarcem la anul 2000. Atunci, în Republica Moldova, erau înregistrat 140.000 de șomeri. Acum noi nici nu ne putem imagina așa cifră, 140.000 de oameni. După aceasta am avut o scădere constantă până în 2008, când am ajuns la 51.700. A urmat criza din 2009-2010, când numărul de șomeri, într-adevăr, a crescut cu 40.000, până la 92.000. De fapt, criza din 2009, când oamenii au pierdut lucru, când criza mondială ne-a afectat pe noi, a dus la o creștere a ratei de șomajul, a dus la o creștere a numărul de șomeri și această ipoteză că la noi în criză crește numărul de șomeri a stat la baza și estimărilor guvernului și a experților, inclusiv eu tot consideram că numărul de șomeri va crește cu mult mai puternic din 2009. După aceasta am avut o scădere constantă a numărul de șomeri. Vă uitați atent, în 2019 am avut totuși o creștere ușoară, bănuiesc inclusiv din cauza metodologiei care s-a modificat. După aceasta, 2020-2021, ani în care noi credeam că criza va duce la creșterea numărului șomeri, de fapt s-a întâmplat situația inversă. În plină criză, la noi în Republica Moldova, spre deosebire de toate țările Europei care au înregistrat o creștere a ratei de șomaj, la noi a scăzut, inclusiv și numărul de șomeri anul trecut s-a modificat comparativ cu anul precedent cu 13,8.000 persoane. Iar în acest an, tendința de scădere a numărului de șomeri s-a înregistrat și în trimestrul 2 și în trimestrul 3, iar în prezent avem 22,6.000 de șomeri mai puțini. Am vrut să vă dau și cifrele trimestriale ca să vă fie foarte clar. Am luat anul 2019-2020-2021, dacă ne uităm atent, în primul trimestru anul trecut noi am avut o scădere a numărului de șomeri.
La începutul crizei, cred că datorită mai mult presiunilor psihologice, am avut o ușoară creștere a numărului de șomeri, apoi urmează perioada de toamnă, când brusc scade numărul de șomeri, în perioada de iarnă avem o ușoară creștere, iar după aceasta, vară, toamnă, avem o descreștere, vă uitați, în două trimestre avem peste 13.000 de șomeri, a scăzut numărul lor în Republica Moldova. De ce se întâmplă acest lucru? Care este secretul? Din ce cauză în Republica Moldova este o situație atipică, țara care are peste hotarele ei mai mulți lucrători decât în interiorul țării. Țara aceasta, în perioada de criză, loc să avem același comportament cu alte țări, la noi se întâmplă un lucru deosebit. Pentru a înțelege acest lucru, trebuie să dăm definiția ce înseamnă șomer. Deci șomer este persoana care, unu, nu are un loc de muncă sau și-a pierdut un loc de muncă, doi, este în căutare activă, trei, apelează la serviciile statului pentru ca să primească acest serviciu, ca să fie găsit un loc de muncă. Din toate aceste trei combinații, de fapt, noi ne dăm seama că explicația care este în spatele acestei scăderi a numărului de șomeri și a faptului că Republica Moldova, în plină criză, are cel mai mic număr de șomeri din istoria sa, rata șomajului înregistrează cam cel mai scăzut nivel, am mai avut încă o dată așa ceva, dar acum, anual, va fi cel mai scăzut nivel din istoria noastră. În plină criză, Republica Moldova este cea mai mică rata șomajului din Europa, din toată Europa, nu găsiți nici o țară care are așa ceva, are două explicații. Prima explicație este una pozitivă și a doua explicație, din păcate, una mai tristă. Explicația pozitivă merge în felul următor. Cetățenii Republicii Moldova, atunci când nu au un loc de muncă, ei, de fapt, nu apelează la stat, dar de sine stătător încearcă să găsească un loc de muncă. Și cifrele ne vor arăta, eu am făcut estimări, dar cred că Biroul de Statistică ne va da cifrele exacte. În acest an, rata de ocupare a crescut comparativ cu anul trecut, cred că cel puțin 10.000 de persoane, cel puțin 10.000, va crește, îmi cer scuză, nu a crescut, că suntem încă luna decembrie, va crește în acest an cu cel puțin 10.000 de persoane, iar numărul de salariați va crește numai puțin de 8.000 de persoane. Deci spun că despre aceasta voi vorbi ceva mai târziu. Deci oamenii își găsesc singuri de lucru, oamenii singuri își găsesc ocupații și asta nu este o problemă. Statul trebuie să ajute doar pe cei care nu își pot rezolva problema. A doua explicație este mai tristă. Cetățenii Republicii Moldova, în momentul când nu au de lucru, nici nu prea caută de lucru. Ceea ce fac ei, își iau geanta și pleacă peste hotare. Deci rata redusă a șomajului, de fapt, mai tare ne arată un alt element. Cetățenii Republicii Moldova nici nu încearcă să apeleze la stat pentru a-și rezolva problema angajării, din simplu motiv că el știe soluția lui este de a pleca peste hotare. Și aici, de fapt, este toate lucrurile care vreau să vorbesc și, de fapt, arăt toată drama prin care trece Republica Moldova de 30 de ani. Haideți să ne întoarcem înapoi la ideea câți oameni lucrează în Republica Moldova. Pentru a înțelege prin ce am trecut noi, exact acum avem 30 de ani de zile de când a apărut Republica Moldova, 30 de ani de zile când a fost, să zicem așa, a murit fosta Uniune Sovietică, de ce este uităm prin ce a trecut Republica Moldova? De aceea am luat cifrele în dinamic pentru ultimii 30 de ani. Uitați-vă ce se întâmplă. În anul 1990, pe malul Treptaneștiului, estimativ lucrau aproximativ 1,6 milioane de oameni. Deci 1,6 milioane de oameni aveau de lucru. Ca să fie clar, ca să nu fie interpretări, când spun număr de salariat, am în vedere număr de oameni care au muncă de plină, totală de munca de plină în conformitate cu orele care le are un om angajat de plin. Deci dacă doi oameni lucrează jumătate de normă, eu nu pun că avem doi angajați, dar pun că este un singur lucrător. Deci numărul de locuri de muncă complete în Republica Moldova. Deoarece veți vedea în datele statistice că avem 680.000 de angajați, 700.000 de angajați. Asta sunt oameni care au ocupații, sunt angajați pe perioadă câteva luni sau oameni care lucrează loc de muncă parțial, sunt oameni care acumulează o funcție jumătate. Eu vorbesc despre oamenii care locurile de muncă complete care există în Republica Moldova. Deci în anul 1990, Moldova era aproximativ 1,6 milioane de locuri de muncă complete. În 10 ani de zile, până în anul 2000, la noi numărul de lucrători s-a redus până la 700.000. De fapt, 900.000 de locuri de muncă complete Republica Moldova le-a pierdut în primii 10 ani de independență. Nu este tema noastră. Astăzi vorbim de ce s-a întâmplat acest lucru. Poate vom vorbi altă dată. Cert este,
că marea migrație a populației, plecarea oamenilor de psihotare, în primul rând, a fost determinată de această lipsă de locuri de muncă. Apoi a urmat următorii 10 ani de zile, de fapt aici s-a petrecut toată drama, după aceasta a urmat următorii 10 ani de zile, până în 2010, când noi am mai pierdut încă 100.000 de locuri de muncă. Deci în 2010 noi ne-am stabilizat la 600.000 de locuri de muncă pline în Republica Moldova. Următorii ani, noi timp de 10 ani de zile, pur și simplu nu putem ieși din această... Noi suntem acum la fundul gropii, deci 600.000 de locuri de muncă este minimul pe care îl are Republica Moldova și următorii 10 ani de zile, până în 2020, la noi forța de muncă a rămas relativ la fel. Dacă vă uitați, am avut o ușoară creștere până în 2019 și din 2015 până în 2019 am dat datele pe fiecare an în parte. Observați, în 2019 am ajuns la 625.000 de salariați, iar criza din 2020 ne-a dus înapoi la 602.000. În 2021 estimez că numărul locurilor de muncă va fi la 610.000, 8.000 de locuri de muncă, astea nu sunt locuri de muncă create, dar astea nu sunt altceva decât locurile de muncă pe care noi le recuperăm de urma crizei. Cert este un singur lucru. În 10 ani de zile, Republica Moldova nici că acum nu a putut să identifice mecanismele prin care în Republica Moldova să fie relansată activitatea economică, mai corect ar spune că noi am identificat câteva poluri de dezvoltare unde sunt create locuri de muncă, însă în continuare în alte domenii la noi numărul de locuri de muncă se reduc și de fapt locurile de muncă noi create nu reușesc să compenseze pierderea locurilor de muncă care au existat până în 2010. Din 2010 până în prezent, la noi s-au creat zonele economice libere. Despre aceasta vă vorbim într-o ediție specială analizuri economice. A fost un pol puternic de dezvoltare care ne-a permis crearea a peste 20.000 de locuri de muncă, însă aceste locuri de muncă noi create au fost diminuate cu pierderea din alte ramuri. În sectorul IT, în acest an, sectorul IT va trece foarte ușor de 300 de milioane de dolari exporturi. Noi avem o creștere foarte puternică a locurilor de muncă în acest sector, însă această creștere pur și simplu amortizat scăderea din alte domenii. Cam să vă arăt ce înseamnă lucrul acesta, am luat în ultimii 5 ani de zile, când noi, dacă vă uitați atent, în 2015 am avut 600.000 de locuri de muncă, în 2020 tot 600.000 de locuri de muncă. Și vreau să vă arăt că noi, chiar dacă avem tot acela 600.000 de locuri de muncă, totuși structura lor s-a modificat substanțial. Dacă vă uitați atent în grafic, în industria prelucrătoare, la noi au fost create 8.200.000 de locuri de muncă în această perioadă. Alături, lângă denumire, vedeți câți lucrători sunt în total, 85.800. În comerț, 8.000 de locuri de muncă au fost create. În informație și comunicații, în special în sectorul IT, în această perioadă au fost create 6.200.000 de locuri de muncă. Mai departe, în construcție, 1.200.000, în special în ultimii 2-3 ani de zile și alte domenii. În schimb, în învățământ, în această perioadă, în toate formele de învățământ, primar, liceal, timpuriu, învățământul superior, la noi număr de profesori s-a redus cu 1.300.000. Este obiectiv, aici nici nu putem să spunem ceva, la noi scade numărul de copii. Dacă în anul 2008 noi am avut 130.000 de studenți, spre exemplu, în prezent noi avem deja în jur de 60.000. Deci la noi pur și simplu nu mai avem copii în țară, nu are cine să învețe. Număr de profesori a scăzut. În activități profesionale cu 4.300.000. În agricultură, deci care a fost sursa de bază de scădere a locurilor de muncă, a scăzut cu 2.500.000. În cazare și alimentare publică, în special în anii de criză, a scăzut cu 2.500. Dacă vedeți atent, toate locurile de muncă care au fost create în industriile noi, ele doar au acoperit scăderea din industriile vechi și de criza provocată din 2020. De fapt, noi timp de 5 ani de zile suntem la același nivel. Evident că această menținere a nivelului scăzut de locuri de muncă și toate eforturile care au fost depuse până în prezent de crearea locurilor de muncă, ele pur și simplu au fost erodate de închiderea locurilor de muncă din ramurile vechi. De consecință, în perioada 2016-2020, noi am avut cel mai mare exod al forței de muncă din istoria noastră. Dacă am împărțit Republica Moldova în etape, ultimul grafic, dacă vă uitați atent, la ziua de astăzi, în acest an, noi cred că vom avea peste hotarele țării circa 960.000 de persoane. Dintre care, dacă ne uităm, cel mai multă a fost migrația în perioada 96-2005, de fapt a început în 96 când am criză, iar
Lovitura de bază a fost după 2001-2005, de fapt în 10 ani de zile. La noi din țară au plecat aproape 400.000 de persoane, din ce cauză pleacă de simplu motiv, că ei pur și simplu nu aveau unde lucra. Aduceți-vă aminte că 900.000 de locuri de muncă au dispărut în 10 ani de zile în Republica Moldova. Apoi a urmat o perioadă de liniște relativă, când din 2006 până în 2015 plecau anual în jur de 15-17.000 de oameni, mai puțin de 20.000, însă în 2016 până în 2020, noi l-am numit acest al doilea val de migrație, uitați-vă, în 2016-2017 au plecat 90.000 de oameni în doar 2 ani de zile. Deci în 2 ani de zile noi am bătut recordul de 5 ani de zile. Deci oamenii în disperare, când deja credeau că lucrurile Moldova merg bine, în special după 2009, când oamenii au avut într-adevăr aspirație, după jaful bancar, după tot ce s-a întâmplat în Republica Moldova, oamenii pur și simplu înțeles că aici în Republica Moldova situația este din păcate foarte tristă și am avut o migrație foarte mare. Vreau să spun că Iris Viitorul deja 5 ani la rând realizează o cercetare legată de înclinația spre migrația cetățenilor. În prezent, în săptămâna viitoare sau peste o săptămână, cel mai probabil vom face o prezentare publică a unui noi măsurări cât intenția de plecare a oamenilor, dar aici vreau să spun că noi am făcut anul acesta, vor fi două măsurări. Una am făcut-o până la lege și una va fi după alegeri. Până la alegeri am făcut măsurări și au fost două cifre interesante care vreau să vă le spun. Cine dorește poate să urmărească, este această analiză a migrației, în luna iunie a fost realizat. Deci, înainte de lege s-au întâmplat două fenomene interesante. Primul, numărul celor care spuneau că vor să plece în acest an peste hotare a fost cel mai mic din ultimii 5 ani de zile. Doi, numărul celor care au fost peste hotare și s-au întors înapoi acasă a fost cel mai mare din ultimii 5 ani de zile, care au spus că nu mai vor, cel puțin nu planifică să plece în următoarele luni. De ce se întâmplă aceste lucruri? Din două motive. Primul motiv este legat că deja nu mai are cine pleca. Și al doilea motiv, așteptările foarte ridicate al cetățenilor, că în țara noastră lucrurile încep să schimbe spre bine și de aceea ei au avut o inclinație de a pleca mai micuță. Vrem să vedem ce se întâmplă acum, dacă a rămas această inclinație mai micuță, dar cercetarea făcută în primăvară, în vară, să ne permite să estimăm că în acest an cel mai probabil vom avea cel mai mic nivel de plecări peste hotare din ultimii 5 ani de zile, al estimăm undeva la 32-36.000, cel mai probabil va fi în jur de 34.000, este cel mai mic din ultimii 5 ani de zile, însă, din păcate, este aproape de două ori mai mare decât media care a fost din 2006 până în 2015. Concluzia este următoare. În Republica Moldova, acest nivel scăzut de șomaj, această rată micuță de șomaj, acest număr micuț de șomaj, de fapt, mai degrabă este o problemă decât o chestiune de bucurie. Și acum, pe final, vreau să atenționez autoritățile că sunt câteva provocări la care o să răspundă. Deja agenții noștri economici au probleme cu forța de muncă. Primii au semnalat-o cei din construcții. Ei au solicitat guvernul și guvernul a aprobat deja de câțiva ani de zile legea prin care se permite importul forței de muncă. Deci la noi situația este de așa natură. 2,5% de șomeri. 20 ceva de mii de oameni care număr de șomeri cel mai micuț din toată istoria noastră. De fapt arată că noi nu avem bazin de forță de muncă. Noi nu avem oameni care să lucreze. Sectorul IT care a cunoscut cea mai dinamică creștere în ultimii ani de zile, cum am spus, 300 de milioane exporturi, câteva mii de angajați. Din nefericire pentru noi, deja se confruntă cu probleme locuri de muncă. Mă tem că va trebui de urgență, deja de la anul, să aprobăm lege prin care să permitem importul forței de muncă și în sectorul IT. Concluzia este următoarea. Republica Moldova, timp de 30 de ani, a cunoscut o prăbușire a locurilor de muncă, 10 ani de zile, ultimii 10 ani de zile, stăm pe loc, acum sunt primele elemente de creștere a locurilor de muncă în Republica Moldova, pe câteva ramuri strategice, cum este construcții, zonele economice libere, sectorul IT, problema noastră este apar locuri de muncă, dar nu există lucrători. De fapt, asta este concluzia de bază. Numărul și rata mică a șomajului, de fapt, ne arată că cetățenii Republicii Moldova, toți care au avut de plecat, toți care au avut să-și rezolve problema angajării, nu au căutat în Republica Moldova, au căutat peste hotare. În acest an vom avea deja circa 960.000 de oameni peste hotare, iar agenții economici din Republica Moldova, în condițiile în care încep deja să creeze locuri de muncă,
au problema fundamentală a Republicii Moldova. Dacă timp de 20 de ani de zile noi ne lăudam că aveam forță de muncă, acum trebuie să spunem Republica Moldova nu are forță de muncă, Republica Moldova este în căutarea forței de muncă și dacă nu vom aduce înapoi cetățenii acasă, va trebui să primim o lege prin care va trebui să extindem deja legea existentă ca străinii să vină să lucreze la noi. Avem deja în construcție, vom avea în IT și nu m-aș mira dacă în viitorul apropiat vom avea și în alte domenii. Asta am vrut să spun astăzi. Aceasta este explicația privind fenomenul aparent greu de înțeles cum Republica Moldova, țara cu cel mai mare număr de migranți din Europa, are cea mai micuță rată de șomaj din Europa și în perioada de pandemie, când în toate țările a crescut rata șomajului, la noi din contră a scăzut, iar acum, vreau să cred pe final de pandemie, dar cel puțin în pandemie, noi avem cea mai mică rată număr de șomeri din toată istoria noastră. Acesta lucru, de fapt, mai tare trebuie să ne alerteze decât să ne bucure, iar eu sper foarte mult că la noi locurile de muncă, noi create, vor fi completate cu cetățenii noștri care vin acasă, iar nu de către străini pe care noi, cel mai probabil, totuși va fi nevoit să liberalizăm legislația ca ei să poată veni, de altfel avem o problemă, o frânare în dezvoltare și Republica Moldova riscă să nu se poată dezvolta, anume din lipsa forței de muncă. Până aici a fost ceea ce am vrut să vă spun astăzi. Încă o dată, repet, analizele economice este un proiect comun IDES Viitorul Privesc Eu. Ne puteți urmări pe pagina oficială, fie IDES Viitorul, fie Privesc Eu, sau pe pagina mea ionita.md, unde vedeți toate analizele precedente. Până data viitoare, cum am discutat, alt subiect de interes național.